Da, îmi cer scuze, acum am o leacă de timp să fac vlogul ăsta pentru că am fost răcit, dar nu mi-a trecut nici febra și am făcut o infecție pe gât, faringită streptococică, deci un puroi din ăla urât. Imediat mi-a făcut doctorul antibiotici de băgat intravenale, intramusculare, bag acolo să se distrugă. Am distrus deja infecția, pot să vorbesc, nu puteam să vorbesc, era foarte urât. În fine, după câteva zile de tratament deja totul e bine, mă simt foarte bine și pot să vorbesc, pot să mănânc, bineînțeles, lichid, deci grijă, mâncare sănătoasă. Uite cât mai transpir. În fine, deci am avut câteva zile de stat degeaba. Mă uitasem pe YouTube când n-am mai postat de foarte mult timp. Zic, hai să vă mai actualizez 2-3 chestii cu ce am mai făcut pe la casă, că am filmat în continuu fiecare etapă, așa cum știți, de la cap la coadă, dar n-am ajuns la coadă la fiecare etapă, deci mai avem de terminat niște chestii ca să le postez. Am făcut trotuare, scară, am pregătit panou solar pentru montat pe casă și ceva mărunțișuri prin interior. Încă o chestie pe care nu o știați de la mine, mi-am mai deschis un canal de YouTube. N-aveam ce face acum un an și ceva, poate știți, sau nu, mie îmi place să colecționez camere foto digitale din alea mici, vechi, și le am pur și simplu funcționale, mă joc, mai fac câte o poză cu ele, eu cu alea am învățat să intru în lumea asta a fotografiei și a videografiei, dacă pot să-i spun așa. Mă mai uitam pe internet să văd și alții ce vorbesc despre ele și nu eram foarte mulțumit de ce găseam, așa că am zis, ia să fac eu câte un review la fiecare, un fel de review din asta de 2023-2024 la o cameră de acum 20-30 de ani. Și am zis să încerc cu nișa asta, pentru că la mine pe canalul ăsta Ioan Panaite am făcut ceva de genul, dar n-are decât foarte puține vizualizări, nimeni nu comentează, nimeni nu se uită, pentru că nu pare interesant pe canalul meu. Și am zis, hai ce să fac? Hai să fac un canal nișat pe treaba asta. Se cheamă Johnny Digicam, este în engleză, de asta nu am dat sfoară în țară, că poate nu sunteți voi interesați să mă chinu eu să vorbesc în engleză despre camere foto digitale. Dar le-am prezentat acolo în ultimul an câteva, din când în când, așa, una pe lună, două, poate. Și văd că deja sunt chiar zeci de mii de vizualizări la fiecare, la unele din clipurile de acolo. Nu am ajuns la 1000 de abonați, nu am tras prea tare, dar dacă sunteți dintre voi care vă place treaba asta cu fotografia digitală, camerele alea cu senzor CCD, cu culorile alea clasice, pasionați. Dacă sunteți pasionați de fotografie, puteți să mergeți un pic acolo, pun link-ul în descriere, să vă uitați despre ce-i vorba. Nu zic neapărat, vai, să vă abonați acum toți, pentru că odată ce te abonezi la canalul ăla, trebuie să te și intereseze, să te uiți. În fine, am montat un televizor pe peretele ăla, fără cabluri la vedere, un suport pentru multimedia, stații de amplificare, ce o să mai fie aici, pentru televizor și boxele cea de acolo și cu cea de dincolo, care nu au niciun cablu la vedere, tablou mic, așa, de 2,40 m. Pe partea de bas încerc să montez un subwoofer tot de la Bowers & Wilkins, iar tot sistemul multimedia și TV, audio, video va fi cu cablurile în spate. Asta e unitatea de la televizor, cu tot ce se bagă în el. Tot e conectat printr-un cablu de fibră optică. Televizorul prins direct în tiji din astea filetate, în perete, cu piulițe groase, nu mai mișcă niciun milimetru. Am lăsat gaură pentru cabluri de la consola, de la suportul ăla. Orice a fi acolo, îi vine pe aici, trece aici în priză. O să mai fac un raft și pentru prelungitor cu mai multe prize și așa mai departe. Deci toate mațele o să fie pe peretele ăla. În rest, cămara cu blide și oale și ce o să mai fie acolo. Și boxele vin aici, o să meargă la o stație de amplificare. Pentru că, am mai zis, nu prea-mi place cum sună televizoarele în general. Trebuie să ai un sistem audio ca lumea în casă. Și după cum vedeți, aici am pus mochetă pe perete. Mochetă frumos pentru absorbție, zgomot, sunet și ecou. Și pentru aspect. Nu arată urât, un cuier acolo, două dulapuri din astea. Am și rafturi pentru ele. Și așa mai departe. Baia e la fel. E aproape gata. Bucătăria e gata de mult. Avem de aranjat pe aici niște chestii. Și hai sus să vedem dressing-ul. Am făcut un dressing de la zero. Niște tablouri pe pereți, mai mici, mai mari. Acolo va fi un corp de iluminat ceva mai deosebit. Sperăm să-l facem. Și intrăm pe hol aici sus, unde avem dressing-ul mare. Are 3,60 m lungime, cu uși glisante. Asta l-am făcut de la zero, pereți și rafturi. Tot felul de rafturi, și mai mici și mai mari. Ăsta nu e făcut de mine, e luat de la Ikea. Și ușele glisante de la Brico Depot. Dacă se aude, să scot un pic.
centrala de ventilație din priză. Gata, e liniște. Ușile sunt de la Brico Depot, doar le-am tăiat pe lungime, că erau prea lungi, cu tot cu șină glisantă, foarte interesante, cu... Deci ușa lată de 90, 4 bucăți, înseamnă 3,60 m de dressing, de dulap, pentru că în camere nu este loc foarte mult pentru dulapuri. Ar fi, dar nu umplem toată casa cu haine. O să fie acolo. Și am pus și bandă din asta, de plastic, pe margine, muchii, să nu se vadă urât, să zicem. Aici încerc să fac un birou. E mare, 2 metri lungime, pur și simplu un blat, 4 picioare și un corp sub el. O să-l așezăm unde trebuie mai încolo, pentru un calculator și un laptop. Stai o stație de amplificare. Mai am două boxe. Două șifoniere pline cu boxe. E cât așa, clipș, magnetice, nimic altceva, comode și ce mai trebuie, suport pentru unitate, monitor, ceva elegant pentru birou, niște covoare, în fine. Avem destul de muncă și aici. Cam asta e în casă. Scuzați, eu tot am vocea răgușită. Ia să vedem trotuarul de afară. Da, deci o să fac două clipuri separate cu scara, trotuarul sau scara și trotuarul într-un singur clip și cu panou solar pentru apă caldă din ăla presurizat, pus pe casă cu antigel, cu pompă, cu tot ce trebuie. Scara este luată de... ideea e luată de pe Pinterest. Am văzut o scară plutitoare și am zis că ce ar fi să fac și eu, să las în partea de jos gol acolo, ca și cum ar pluti. Urmează să o plachez cu gresie și o să vă arăt exact tot procesul de la săpat până la turnat, la, bineînțeles, cofraje și cum am pus folie pe aici, pe acolo, în cofraj, de ce am pus și, în primul rând, de ce nu am lipit scara și nici trotuarele de temelia casei, pentru că nu se face așa, nu este corect și trebuie lăsat un spațiu, o folie, ceva, un polistiren sau o scândură chiar între temelie și trotuare, pentru că astea mai mișcă și în timp mai îngheață, mai dezgheață, nu se știe, pământul lucrează. Casa asta trebuie să stea fixe și să nu crape trotuarele. Trebuie lăsat câte un pic, trebuie lăsat rost acolo, să aibă un pic de dilatare, spațiu de dilatare. Zilele astea sper să găsim timp să putem ridica panoul pe casă și cu furtunile alea trasă pe margini, pe tencuială, pe acolo, până jos la boilerul cu două serpentini, care vi l-am arătat când am instalat centrala termică, aia tip lumânare. Boilerul este cu două serpentini, una de la centrală pe timp de iarnă și pe timp de vară o să-și ia apa fierbinte de la panoul solar care va fi montat pe casă. Bun! Gâtul ăsta nebun, care nu mai avuse probleme deloc pentru că n-am mai răcit de vreo 3-4 ani, așa se simt că am răcit serios. Deci mă lăudasem degeaba recent, pentru că, uite, m-a apucat rășeala puternică și cu faringită streptocoșică, băi, baiete, vezi cum o distrug acum cu antibiotice și cu toate pastilele și cu toate... Mă bag, mănânc toate căpșunile și toate iaurturi și supe și borșuri de pe aici, prin gospodărie. Mai am ceva tare să vă arăt, dar încă e discutabil cu poliția, cu treburi, cu un individ care o sări la noi și ne-a amenințat. L-am filmat cu două camere din mașină. Da, să vedem. În fine. Mersi mult pentru vizionare. Pa! Spor la treabă în continuare la toată lumea și sănătate multă. Nu uitați că am uitat să zic sănătate și uite ce am pățit, vezi? Pa!